Vă salut, dragi columbofili, astăzi, 3-4-2022, am încercat prima serie de pui în acest sezon. Sunt 32 de pui încercați la această dată. O parte din ei vor merge pe columbodrome, o parte din ei vor zbura în campionat. Puii vor primi timp de 7 zile, vor primi aceeași mâncare pe care au primit-o la părinți, adică numărul 182 de la Varrobais. În cele 7 zile vom scoate treptat hrana pe care au mâncat-o cu părinții și vom trece la mâncarea numărul B29, tot de la Varrobais, cum bine știți, doar acea mâncare o folosesc. Aici mai avem un pui care în 6-7 zile va fi încercat și el. Aici la fel mai sunt 2 pui. Imediat îi arăt. 2 pui care și ei vor fi încercați pe de curând. Trebuie să faceți mare atenție ca înainte de a separa pui să-i vaccinați din cuib, foarte, foarte important ca ei să capete o imunitate puternică. În apa de băut puii acum au primit toleamin, mâine și poimâine vor primi belgasol, pe mâncare vor primi sedocol și probac 1000. Câteva zile vom sta pe imunitatea puilor. Eu vă doresc tuturor mult succes în noul sezon și puneți mare preț pe sănătatea porumbeilor dacă doriți să aveți pui sănătoși. Vă salut cu mult respect, urmiți-vă.